conectăm la realitate ascultând cele mai importante informații. Dimineți împreună. Papa Francisc se pregătește în aceste zile să efectueze o mult dorită călătorie apostolică în Republica Democratică Congo și Sudanul de Sud, un pelerinaj ecumenic de pace. Programată inițial în zilele 27 iulie 2022, călătoria a fost amânată din cauza durerilor de la genunchi și reprogramată în zilele 31 ianuarie-5 februarie 2023. Motoul călătoriei apostolice în Republica Democrată Congo este cu toții reconciliați în Iisus Hristos și exprimă dorința cea mai arzătoare a populației din această țară atât de bogată în resurse naturale, dar una dintre cele mai sărace de pe toată planeta. Pentru călătoria apostolică în Sudanul de Sud, în schimb, s-a ales un motto care preia cuvintele lui Iisus: mă rog ca toți să fie una, pentru a consolida în jurul lui Iisus Hristos aspirația la unitate și reconciliere între toate triburile care formează tânărul stat african, după cum citim pe site-ul Vatican News. Care sunt așteptările așadar pentru acest pelerinaj ecumenic de pace pe care Papa Francisc se pregătește să-l desfășoare? Ne dorim să aflăm și să discutăm în continuare cu invitatul nostru. Ni se alătură prin telefon monseniorul Ionuț Paul Strejac, însărcinat cu afaceri ad interim al Nunțiaturii Apostolice din Sudanul de Sud. Lăudat să fie Iisus Hristos, bine ne reauzim la Radio CSFM. Lăudat să fie Iisus și un salut tuturor ascultătorilor Radio RCSFM. Mulțumim mult pentru salut, pentru prezența în emisiune, monseniore. Așadar, vorbim despre o vizită care a fost amânată, așa cum bine știm, în acele zile, însă Papa Francisc l-a trimis pe cardinalul secretar de stat Pietro Parolin și a îndemnat credincioșii și autoritățile de acolo să întoarcă pagina și să deschidă drumuri noi. Cum a fost primită această amânare și cum au fost acele zile alături de cardinalul secretar de stat? Da, într-adevăr, Sfântul Părinte trebuia să fie aici în luna iulie, dar din cauza problemelor de sănătate a trebuit să amâne această călătorie mult așteptată. Vestea a fost primită atunci cu tristețe și cred că mulți nu se așteptau ca Sfântul Părinte să vină, într-adevăr. Cardinalul Parolin, secretarul de stat, a venit și a spus: eu sunt ca Ioan Botezătorul, care vine să pregătească drumul pentru cel care va veni după mine. Și sigur, vizita cardinalului a reprezentat un moment de mare bucurie, de încurajare pentru populația de aici, din Sudanul de Sud, dar chiar și atunci exista mult scepticism că Sfântul Părinte va veni într-adevăr. Cu toate asigurările pe care le-am dat și noi, Nunțiatura Apostolică și episcopii locali, exista o anumită rezistență în a crede cu adevărat. Dar iată că acum bucuria este mare pentru că Sfântul Părinte vine. Suntem la o săptămână de la vizita Sfântului Părinte și pregătirile sunt întoi, toată lumea se pregătește, drumurile se pregătesc, străzile se asfaltează, lumea crede acum în sfârșit că Sfântul Părinte vine și există, atmosfera este de mare, de așteptare și de bucurie. Vorbim și despre un program modificat odată cu această amânare, tot la fel din cauza, în principal, problemelor de sănătate ale Papei Francisc. Programul s-a modificat lejer. Sfântul Părinte ar fi trebuit în a doua zi să meargă și să viziteze o tabără de refugiați aici în Juba. Din cauza problemelor de sănătate va fi greu, pentru că este o zonă destul de greu accesibilă, mai ales pentru o mașină mică. Știm că Sfântul Părinte nu vrea să folosească mașini mari. Este un semn al stilului său de sobrietate, de sărăcie, și din cauza aceasta s-a hotărât o modificare a programului. Vor veni reprezentanți nu numai a taberei de refugiați din Jubar, dar și a altor tabere de refugiați. Vor veni să-l vadă pe Sfântul Părinte în Freedom Hall. Este o zonă amenajată lângă John Garang Mausoleum Park, unde se va celebra Sfânta Liturghie, unde va fi și rugăciunea ecumenică.
în jur de 1500 de persoane din taberele de refugiați vor veni și îl vor întâmpina pe Sfântul Părinte, îi vor vorbi și Sfântul Părinte le va adresa câteva cuvinte de încurajare. Ce puncte au rămas însă fixe în program? Unde va merge Sfântul Părinte? Sfântul Părinte, ca în orice vizită de stat, prima zi este dedicată întâlnirii cu autoritățile. Vineri, când va ajunge aici, pe 3 februarie, vineri după amiază, va merge mai întâi la Palatul Prezidențial, se va întâlni cu președintele, se va întâlni apoi și cu vicepreședinții împreună cu reprezentantul Bisericii Anglicane, arhiepiscopul Justin Welby, și cu moderatorul Bisericii Presbiteriene. Este un, am putea spune, pentru prima dată când Sfântul Părinte, în cadrul unei călătorii apostolice, merge împreună cu alți doi lideri religioși care sunt introduși în program. După întâlnirea cu președintele va avea loc această întâlnire importantă, pentru că este vorba tocmai de procesul de pace pe care liderii acestei țări încearcă să-l pună în practică și să-l facă real, cu fructe, cu roade pentru viitorul acestei țări. După întâlnirea cu președintele, vicepreședinții Sudanului de Sud, Sfântul Părinte se va adresa autorităților, corpului diplomatic și societății civile, tot în Palatul Prezidențial. Apoi, a doua zi, va merge în catedrală, în Catedrala Catolică de aici din Giuba, Sfânta Tereza, unde se va întâlni cu episcopii, cu preoții, cu persoanele consacrate, seminariștii, după care va veni în Nunțiatură, unde se va întâlni cu comunitatea de preoți iezuiți de aici, din Sudanul de Sud, care activează pe teritoriul acestei țări. Iar după amiază va avea loc, cum spuneam, întâlnirea cu reprezentanții veniți din taberele de refugiați, iar apoi seara va avea loc o rugăciune ecumenică împreună cu reprezentantul Bisericii Anglicane și moderatorul Bisericii Presbiteriene. Programul este plin, este un program încărcat. Sperăm ca Sfântul Părinte va veni deja obosit, credem noi, din Congo, dar sperăm ca bucuria mulțimilor de aici să îi dea forțe și energie, pentru că sunt sigur că toți credincioșii, toată populația aici în Giuba, îl va primi cu brațele deschise și îi va transmite Sfântului Părinte o bucurie și, cum spuneam, o energie care să-l ajute să facă față programului încărcat pe care îl are. Apoi, sigur, în ultima zi, duminică, vom avea Sfânta Liturghie, tot în Jongarang, este, să spunem, un parc mare aici, în centrul orașului, unde îi vom aștepta pe credincioși, reprezentanții celorlalte biserici, autoritățile, corpul diplomatic, cu toții sunt invitați la Sfânta Liturghie din ziua de duminică, 5 februarie. Ați pomenit de mai multe ori cuvântul ecumenism, cuvântul pace. Spuneam și mai devreme, motoul călătoriei pentru Sudanul de Sud este: mă rog ca toți să fie una. Pentru a înțelege mai bine cât este de important acest motto și de necesar acest motto, de ce nu, pentru acea țară, ce ne spuneți? Motoul este important. Avem de-a face, suntem într-o realitate deosebită, pentru că este o țară nouă, o țară care are abia 11, anul acesta 12 ani, de când a fost constituită, să spunem așa, ca țară, și e nevoie ca toate componentele societății, ale diferitele triburi, diferitele facțiuni, să lucreze împreună, să se simtă că sunt o națiune pentru a pune pe picioare această țară, să spun așa, pentru a ajuta această țară să crească și să facă parte din societatea națiunilor,
nu este ușor, nu este ușor pentru că, cum spuneam, suntem la început, toți împreună, atât bisericile, diferitele biserici, reprezentanții, membrii diferitelor biserici, cât și diferitele triburi din această țară. Eu aș spune că o caracteristică a Sudanului de Sud este buna înțelegere între biserici. Eu n-am întâlnit nicăieri o atât de bună colaborare între diferite biserici cum am întâlnit aici în Sudanul de Sud. Recent, în decembrie am fost în nordul țării, unde, într-o zonă cu foarte mulți refugiați, o zonă afectată de inundații la granița cu Sudanul și cu Etiopia. Ceea ce m-a uimit când am ajuns acolo cu un avion al Națiunilor Unite a fost tocmai faptul că m-au întâmpinat reprezentanții tuturor bisericilor. Primii care m-au salutat au fost reprezentanții bisericii baptiste, cu pancarde, cu cântece, cu dansuri, apoi împreună cu toți păstorii lor, apoi reprezentanții bisericii catolice. Și am rămas profund uimit și atins de această mărturie de a fi împreună. De a fi împreună ca popor al lui Dumnezeu, creștini, aparținând diferitelor biserici, dar împreună. Și mi-au spus că sunt împreună la toate evenimentele mari. Catolici, reprezentanții ai altor biserici, care e deja un exemplu de a trăi împreună, de a merge împreună, de a crește împreună. Sigur, ca peste tot, sunt și aici dificultăți, sunt probleme, dar există un spirit de înțelegere și de comuniune la nivel bisericesc care m-a surprins. Și cred că asta poate fi un exemplu pentru toți. Și cred că vizita Sfântului Părinte va pune în evidență acest aspect pozitiv al populației de aici, din Sudanul de Sud. Mulțumim că ne-ați explicat acest lucru, pentru că e important să înțelegem, în funcție de locurile în care, iată, Sfântul Părinte ajunge, călătorește, fiecare călătorie este diferită. E diferit să ajungă într-o țară, să spunem, majoritar catolică, decât să ajungă, iată, într-o realitate precum cea a Sudanului de Sud. Și tocmai în această optică e bine să înțelegem călătoria Papei Francisc și importanța prezenței Papei, care de atât de multe ori, chiar și în țara noastră, nu-i așa, ne-a îndemnat să mergem împreună, spuneam, importanța prezenței Papei într-o astfel de realitate. Un gând final, așadar, nu știu, ținând cont poate de ultimele pregătiri care se fac sau de așteptarea care se simte acum în Sudanul de Sud, la câteva zile până la sosirea Papei acolo. Un gând final adresat celor de acasă este o invitație la rugăciune, să fim uniți în rugăciune, să fim cu toții una într-o atmosferă de rugăciune, mai ales la Maica Domnului, pentru ca vizita Sfântului Părinte să poată atinge inimile tuturor aici în Sudanul de Sud și să se deschidă drumuri noi, drumuri de pace, de reconciliere și de speranță. Cred că ăsta ar fi gândul pe care aș vrea să-l transmit și rugăciunea mea, ca să fim împreună uniți într-un singur gând, într-o singură rugă, pentru ca vizita Sfântului Părinte să aducă roade în această țară lovită de calamități naturale, lovită de conflicte, lovită de război, de multă violență, unde mai mult ca oricând e nevoie de pace, de reconciliere și de speranță. Ca mesajul Sfântului Părinte să poată atinge, să ajungă la inimile lor, să le poată atinge și să fie acea sămânță care să aducă roade în viitor. Vă însoțim cu rugăciunea noastră și vă mulțumim pentru timpul acordat, mai ales acum când știu că se intensifică pregătirile acolo. Vă dorim mult succes în această muncă de pregătire din spate. Tot ceea ce înseamnă a pregăti o călătorie apostolică nu este ușor, dar cu siguranță este necesar fiecare aport. Vă dorim așadar mult succes în continuare și o călătorie a Papei Francisc și o prezență acolo cu multe, multe roade.
Mulțumesc, laudați pe Iisus Hristos. În vecii vecilor, amin. Mulțumim și noi, dragi ascultători, dragi telespectatori, a fost alături de noi până în acest moment prin telefon. Monseniorul Ionuț Paul Strejac este însărcinat cu afaceri ad interim al Nunțiaturii Apostolice din Sudanul de Sud. Ne-a vorbit despre apropiata călătorie a Papei Francis, care se va desfășura în Congo și în Sudanul de Sud în zilele 31 ianuarie, 5 februarie. RCIS Media transmite video în direct cele mai importante evenimente din viața diecezei romano-catolice de Iași.